O poveste care în urmă cu o săptămână i-a făcut pe toți cei de acasă să treacă prin sentimente extrem de puternice, de la suspine la râsete, de la lacrimi la neîncredere și de la certitudinea că au înțeles ceea ce se întâmpla la un final care i-a lăsat cu semne de întrebare. Toate acestea din urmă au fost risipite aseară, în cel de-al doilea episod, când Tudor a avut parte de întâlnirea cu cel care i-a fost mentor, comisarul Costoiu și David cu cel care l-a luat de pe străzi și l-a crescut, Bebe Măcelaru. Am nevoie de tine să te strecori în planul măcelaru. Te exmatriculezi de ochii lumii, i-a spus costoiul tânărului în care și-a pus toată încrederea. Tudor, împreună vom reuși să-i terminăm. Planul a făcut aseară primii pași, odată intrat în casa lui Tătuțu. Acesta a reușit să treacă și primul test al încrederii. Te-am încercat. Se pare că încrederea temutului bebe a fost câștigată. Multă muncă a mai rămas la cea a fetei lui, Vera, care în continuare nu înțelege ce caută acesta lângă tatăl ei spiritual. Mă aștept mereu să gafezi remediabil. Nici pentru David nu este mai ușor. Trecut de perioada de probă, acesta trebuie să nu uite de loialitatea pentru tătuțu, cel care așa cum chiar el menționează rămâne singurul om pentru care ar da totul, tatăl nostru. Bebe măcelaru. În tot acest periplu, în care încearcă să-și țină neamul în siguranță, departe de poliție, tânărul pare că se apropie tot mai mult de jurnalista care inițial îl călca pe nervi. Să fie oare primii pași spre dragoste adevărată? Clanul. Sezonul 1. Rezumat. În fiecare luni, marți și miercuri, de la ora ora 8, numai pe media.